Pregătirea premierului încă neînvestit este pusă la îndoială de opoziția din Gorj. Dan Vâlceanu susține că din declarațiile date în trecut de Dăncilă, oricine își poate da seama pe mâna cui va pica guvernul. După ce am aflat de la dânsa că Pakistanul și Iranul sunt membri ale Uniunii Europene, singurul lucru pe care îl poți să-l spui despre doamna Viorica Dăncilă de la Tellerman, mai exact din Videle, este că n-avea ce să caute acolo. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să stea chiar mai puțin decât ceilalți doi. Pentru că este atât de evident că n-are niciun fel, dar niciun fel de pregătire sau de experiență să împlinească această funcție, încât sunt convins că vom asista la gafă după gafă. Vâlceanu mai spune că mișcarea efectuată de PSD prin numirea unei femei în fruntea executivului ar urma să curețe o parte dintre aleșii cu dosare penale. Din punctul meu de vedere, a fost nominalizată de PSD cu scopul de a fi respinsă de președinte. Și a li se oferi un motiv să inițieze o suspendare. O suspendare, pentru că nu cred că ar fi făcut vreodată referendum pentru demitere. Dar ar fi suspendat, pentru că ține de Parlament, da? Ar fi venit Tăricianu, ar fi executat și ar fi executat visul, da, de a o revoca pe Chioveși și ulterior președintele revene. N-a mai făcut referendum pentru demitere pentru că era cu costuri politice. N-ar fi trecut niciodată și pierdea omul politic. Viorica Dăncilă este prima femeie din istoria României care ocupă funcția de prim-ministru.